Eu aș zice, pentru România e simplu. Dacă produci miere din sud, rapiță și floarea soarelui, cantități imense, sau dacă produci nișat, să obții o miere de foarte bună calitate pe care să nu o dai sub 25 de lei pe kilogram și să o vinzi pe toată Te împing în jos acolo. Cum să dai mierea cu 25 de lei, mă? Procesatorul a dat anul trecut pe Salcâmp 30, chiar 31-32 în 2021. S-o dai cu 25 de lei, te împing pe deal în jos, dacă mai zici treaba asta. Trebuie să dai deci mierea cu prețul pe care... Mierea trebuie dată cu adevăratul ei preț. Uită-te, în ultimele 4 luni, prețul combustibilului a crescut cu, zic așa, 1%, 70%. Probabil acolo e. Da? Deci a crescut de la 5 lei 50 la 8 lei. Nu știu cât e acum, 8 lei, 90. Deci prețul unui produs e dat de echilibru dintre cerere și ofertă. Deja ba cer eu pe miere dacă n-am clienți. Eu trebuie să pun un preț la miere ca să au un flux de vânzări pe care eu mi-l doresc. Eu am o anumită cantitate de miere pe care produc și trebuie într-un an să o vând. Măi, acum oricine... Nu s-o stochez. Bănelule, acum oricine știe să vândă. Deci absolut oricine... Dacă îi dai la un copil de 5 ani, îi dai un stand cu limonadă, va ști să-l vândă. Dacă va veni cineva și va spune, băi, eu nu-ți dau 10 lei pe paharul cu limonadă, că îți dau doar 5 lei, copilul îl va vinde. Deci va știe să-l vândă. Dar nu oricine știe să vândă pe adevărata valoare a respectivului bun. Mierea, ai spus și tu, se produce extraordinar de greu, în condiții extraordinar de dificile. Chiar dacă foarte mulți consideră că, băi, albinele strâng mierea și apicultorul merge și strânge bani. Primul lucru, nu-s de acord cu tine că oricine știe să vândă. Ca să știi să vinzi, trebuie să ai carismă, trebuie să ai o mulțime de calități, trebuie să ai și știință. Da, vreau să zic, oricine poate să vândă, nu știe, da, oricine poate să vândă, așa e. Cum spuneam, prețul mierii îi da de un singur lucru, de echilibru dintre cerere și ofertă. Și mie mi-ar plăcea să vând mierea, de exemplu, de mană cu prețul unui kilogram de manuca. Dar nu pot să fac lucrul ăsta. De ce? Fiindcă manuca e extraordinar de umflat, o beneficiat de un marketing extraordinar și inclusiv al guvernului din Noua Zeelandă. De ce a beneficiat? Fiindcă oamenii... Ai zis un cuvânt. De ce? De un marketing plătit și făcut profesionist, inclusiv de guvernul din Noua Zeelandă. Acum e rândul meu să te contrazic. N-a beneficiat de niciun marketing, a beneficiat de o promovare, îi spune la treaba aia. Promovare despre care noi nu știm că există în lanțul de vânzare a produsului. Deci, după ce îți alegi produsul pe care vrei să-l faci, știi să-l faci, înveți să-l faci, înveți să-l produci, practic, pe urmă urmează promovarea, nu plasarea, nu marketingul. Nu te apuci să cauți cui să-l vinzi, ci te apuci să analizezi, cum ai spus tu, ce cerere este și pe urmă cum să mergi în întâmpinarea cererii, cum să îți faci acel plan de promovare a produsului tău. Dacă mergi pe un produs care se cere, dacă mergi pe un produs care nu se cere, mierea de mană, cât crezi că auzi de mierea de mană? Băi, mierea aia trebuie promovată. Că dacă nu, vine neozelandezul și își promovează mierea de manuca prin distribuitorii din România, prin importatorii din România. Am văzut din ce în ce mai multe vitrine ale magazinelor naturiste cu miere de manuca. De ce? Pentru că o vând cu câteva sute de lei kilogramul. Păi nu e mai profitabil să câștigi 15% ca și comerciant de miere. Nu e mai profitabil să câștigi 15% din 100 de lei decât să câștigi 15% din 20 de lei. Ce zici tu de asta? Deci, evident că îți de acord cu tine și cu ce ai susținut. Problema e că promovarea absolut refăcută de profesioniști rare ori cel care produce în stare să și promoveze. Neexistând promovare în România, neexistând
profesioniști implicați în asta, pur și simplu sectorul îi așa cum e, adică fiecare se descurcă cum poate. Eu nu cer sprijinul autorităților, nu vreau niciun sprijin și nu vreau nimic de la statul român, doar să nu mă încurce, deci nu ei de vină, ci lipsa de profesionalism, de viziune a apicultorilor. Avem o asociație a crescătorilor de albine, care dacă ar fi fost bine condusă în ultimii 20 sau 30 de ani și nu s-ar șefii n-ar lua leul ăla, de exemplu, apicultorii cred dau un leu pentru familia de albine, e puțin. Dar trebuie să vă gândiți că într-un județ pe vremea fondurilor europene erau 50.000 de familii mințite, evident, dar s-a încasat 50.000 de lei. Deci, oamenii respectivi nu știu cu ce se ocupă de acolo, oricum nu sprijină apicultorii, ei ar fi trebuit, ei să se ocupe de promovare, fiindcă iau bani și splătiți din cotizația și din leu apicultorului, ei ar fi trebuit să se îngrijească să obțină medicamente diverse, adică din toate cele 5 substanțe cu care se tratează albinele, chiar așa de greu, ieftine, cât mai ieftine pentru apicultorul român. N-au făcut, stau în afară că au eliberat adeverințe, mai fac intri și vorbesc prostii împotriva raselor de albine, nu fac cu nimic, că ne întrebăm cine să facă promovare. Stai, nu, vorbești despre... Organizațiile noastre ar trebui, oamenii deci, plătiți din banii noștri. Deci nu autoritățile, nu te referi la autorități, ci te referi la... Asociația crescătorilor de albine, care ia bani de la toți apicultorii din România... De la mine nu ia bani. Nici de la mine, nu le mai dau. Atunci de ce spui că Asociația Crescătorilor de Albine din România? De ce sau alte grupuri, dacă mai sunt asociații private, nu, altele decât. Păi Radu, dacă iei niște bani, de câțiva ani, nu, sunt asociații altele decât Asociația Crescătorilor de Albine, dar dacă iei bani și te numești că slujești interesul apicultorului, nu trebuie să faci ceva pentru asta? Ba da, sunt de acord. Păi, dar dacă apicultorul nu spune, nu-și etalează cererea și nu spune asociației de ce are nevoie.